Da, vă rog. E greu să fii profet în țara ta. Eu am spus asta încă în luna iulie-august, așa. Dar eu nu pentru asta am venit la tribună, eu am venit să vă întreb ce s-a întâmplat în 30 de ani de istoria Republicii Moldova. Mă întreb pe mine și pe voi. Ce s-a întâmplat în 30 de ani? În 30 de ani a fost o istorie a cine pe cine de jos, așa. O istorie a chedenelei pe moldovinești, așa. Sneguri din Căciula, de Cârlan și prosoapele frontului au sărit în barca agrarienilor, după care l-a trăsnit Lucinski, după care domnul Deacov s-a cățălit cu domnul Lucinski până a ajuns tovarășul Voronin, din care a ieșit domnul Plahotniuc, doamna Greceanu, Igor Dodon, din Lucinski a ieșit Filat, Țopii și Andrei Năstase. Și în 2009 l-au dat jos pe Voronin, după care Plahotniuc l-au dat jos pe Filat. Și blocul acum cu Dodon l-au dat jos Plahotniuc. Și toate astea cu mâinile noastre, a unor oameni care chiar au crezut că lucrurile se pot schimba. Și vă întreb ce s-a întâmplat în jur în timpul ăsta. Peste Prut, de exemplu. Cum este posibil ca 5 județe din România, fiecare în parte să fie mai bogat ca Republica Moldova? Județul Ilfov, județul Constanța, județul Timiș, județul Cluj și acum mai recent Brașov. 5 județe cu 500 de mii de oameni, 300, 400, mai bogat fiecare în parte ca Republica Moldova. Într-o țară în care nu mai sunt oameni. În care oamenii pleacă, vând tot, businessul nu vine, se fură miliarde și noi stăm și ne râdim în Parlament. E vesel, da? Mie nu e vesel. Eu am venit în blocul acum ca o voce unionist. Pentru că sunt profesor de istorie, știu mai bine ca fiecare în parte istoria. Și orice intelectual basarabean cât o să fie aici, o să fie român și o să știe că doar întregirea spațiului românesc este salvarea pentru faptul că 100 de oameni politici și o mână de procurori judecători țin captivi 3 milioane de oameni. 3 milioane de oameni la cheremul unei mase de astea care numai vă râdeți în Parlament. Și eu vă invit să dați dovadă de responsabilitate în momentul ăsta. Față de cetățenii acestei țări. Să lăsați acest guvern în picioare. Dar dacă nu lăsați în picioare, să aveți o viziune și face mai departe. Eu am venit aici să-l dau jos pe Plahotniuc, pe Șor și pe Dodon. A rămas Dodon. Și eu vin cu această inițiativă. De dragoste, domnul Deacov. Este un contract de dragoste, un mareaj de convenienți cu PD-ul pe care îl propun tuturor deputaților. Și eu cred că și de la Șor o să voteze. Pentru trădare de patrie și spălare de bani Igor Dodon. Cu un procuror așa cum îl avem, până îl alegem nu știu ce o să fie. Îl trimitem în justiție și facem alegeri corecte în care cetățenii Republicii Moldova și voi toți să înțelegeți că nu există altă opțiune. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să știe acum că asta este fața clasei politice. Nu există alternativă acum decât reîntregirea spațiului românesc pentru noi toți. Nu există soluții în interior dacă am ajuns în situația în care și din blocul acum în care am crezut s-au ales surcele.